În anul 2021, salariul mediu lunar al unui angajat din Chișinău este de aproape 10.900 de lei, fiind în creștere față de anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul din capitală este cu 18,7% mai mare decât media pe țară, care este de 9.175 de lei. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cel mai puțin se câștigă în agricultură, iar cel mai mult în administrație publică și apărare, dar și în asigurări sociale obligatorii. Între timp, ministrul finanțelor, Dumitru Budeanschi, spune că în anul 2022 vor crește ușor salariile în sectorul bugetar ca urmare a majorării salariului minim. De asemenea, potrivit oficialului, în anul 2022 se vine cu majorări semnificative pentru mai multe categorii de angajați, printre care conducătorii auto sau angajații din sistemul psihopedagogic. Oficialul recunoaște că vor crește și salariile deputaților și ale ministrilor, notează agenția Info Prim Neo. Dumitru Budeanschi spune că salariile în anul viitor vor crește ușor pentru a acoperi nivelul inflației de 9% prognozat în luna octombrie. Umbrie. potrivit oficialului, dacă inflația va fi de 14%, așa cum a prognozat anterior Banca Națională a Moldovei, Parlamentul de la Chișinău va veni cu o rectificare a bugetului de stat. Ministrul mai declară că și-ar dori majorarea tuturor salariilor din sectorul bugetar, totuși realitățile financiare ale Republicii Moldova nu permit acest lucru. Potrivit șefului de la Finanțe, nu sunt prognozate majorări ale salariilor angajaților din sistemul de sănătate, întrucât lefurile cadrelor medicale au fost majorate acum un an.